Să fie slăvit Domnul! Fraților și surori, haideți să rămânem pe aceeași linie a genericului nostru, faptele bisericilor din Apocalipsa și, bineînțeles, ale bisericilor de astăzi, și să privim puțin la Pergam, biserica dezonorată. De la versetul 12 la 17 și mergem pe aceleași coordonate de care ne-am mai folosit, și anume, primul lucru, slujitorul și stăpânul. Versetul 12. Apoi o să vedem aprecierile și acuzațiile pe care le emite Domnul aici, de la versetul 13 la 15, și apoi remedierile și răsplătirile de la 16 la 17. E o schiță foarte simplă și haideți să le verificăm puțin, să ne verificăm noi. Dățile trecute am vorbit despre Efes, biserica fără dragostea din tâi, despre Smirna, biserica aflată în persecuție, și acum am găsit Pergamul, o biserică fără onoare, din cauza că erau acolo niște oameni care aduceau dezonoare numelui lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la stăpânul despre care vorbește Scriptura aici. Stăpânul și slujitorul. Versetul 12. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Acum, dacă le luăm în ordinea în care ni le pune aici textul nostru, despre slujitor, mai spuneam dățile trecute, angelos, adică înger tradus, acest slujitor era foarte clar, era un om care avea o responsabilitate specială în biserica din Pergam și nu știm cine era, nu-l putem identifica din textul nostru. Scurt, simplu, concis spune îngerului bisericii din Pergam. Cine era acest înger al bisericii din Pergam? Unii spun că era Antipa, despre care se vorbește în text, dar nu este clar. Ar fi spus lui Antipa din Pergam scrie, dar spune foarte bine îngerului bisericii din Pergam. Probabil că Domnul de aceea a ales la toate bisericile din Apocalips să nu fie scris un nume oarecare, pentru că a vrut să ne transmită ceva și nouă. Altfel noi am fi citit și am fi spus, uite ce a spus Domnul lui Antipa sau lui Pavel sau lui Apollo sau lui Cutare, și atunci treceam pe lângă cuvântul Domnului foarte ușor. Ori Domnul nu dă niciun nume și spune foarte clar, îngerului bisericii din Pergam spune. Era din Pergam, ne spune textul nostru, și Pergam era capitala religioasă a Asiei Mici. Această localitate, Pergam, a fost întemeiată cu câteva sute de ani înainte de Hristos. Stătea financiar foarte, foarte bine. Se spune că tezaurul lui Alexandru Macedon a fost dus acolo și valora foarte mult, 9.000 de talanți de aur, undeva cineva a evaluat aceasta la 36 de milioane de franci de aur. Vă dați seama ce bine stăteau ei pe lângă lucrul acesta, că aveau mulți bani. Exista acolo o bibliotecă cea mai renumită, cea mai mare bibliotecă din lume. Bineînțeles, la un moment dat, cezarul de la Roma, Marc Aureliu, a luat din biblioteca respectivă 20.000 de suluri, dacă nu greșesc, 200.000 de suluri, și le-a trimis la Alexandria. Și de atunci Alexandria a devenit centrul bibliotecar al lumii antice. Pe lângă toate acestea, a fost acolo și o dispută, o ceartă, putem spune, că cei din Pergam au vrut să angajeze un bibliotecar vestit din Alexandria, pe Aristofan, și imediat s-au sesizat lucrurile și cei din Egipt, din Alexandria, nu le-au mai trimis papirus. Papirusul era un fel de trestie care se lua, era prelucrată și puteai scrie pe papirus. Ori ei nu mai aveau material pe care să scrie, n-aveau ca și noi tipografie atunci, n-aveau hârtie, nu știau ce înseamnă hârtie, și atunci au inventat pergamentul.
De la numele Pergam, numele localității, derivă numele pergamentului. Pergamentul era piele prelucrată, piele de vițel sau de oaie sau așa mai departe, era prelucrată și erau scrise cuvintele pe ea cu tuș. Ne uităm mai jos să vedem puțin stăpânul. E foarte important pentru noi, o să revin asupra Pergamului ca centru religios imediat, dar haideți să ne uităm în dreptul stăpânului. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Din cele trei oficii pe care le are Domnul Hristos în Scriptură, observăm aici două. Unul este implicit și altul este explicit. Unul dintre aceste două sensuri îl observăm aici foarte clar. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Sabia ascuțită cu două tăișuri. Când se referă Biblia la sabie, se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă Efeseni capitolul 6, vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu ca fiind sabia Duhului. În Evrei, în capitolul 4, versetul 12, vreau să-l citesc, cuvântul Domnului spune așa: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Adică sensul acestui verset, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, este următorul: Hristos Domnul este profetul lui Dumnezeu, înfățișat aici. Cel care știe totul, cel care are un cuvânt care se împlinește, cel care spune așa vorbește Domnul și totul trebuie să se împlinească, el este profetul. Dar mai este un sens ascuns în această sintagmă, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, și anume, istoria ne spune că guvernatorii romani erau de două feluri. Erau guvernatori care aveau ius gladi, adică dreptul săbiei. Ei puteau să taie după poftă pe oricine, puteau să-l judece și să-l condamne la moarte, aveau dreptul săbiei. Dar erau guvernatori care n-aveau acest drept și atunci trebuiau să trimită, amintiți-vă de Apostolul Pavel, pe care în Cezarea nu poate să-l condamne nimeni la moarte. El cere să meargă în fața Cezarului, pentru că Cezarul avea dreptul săbiei, dreptul suprem al săbiei. Ori aici îl găsim pe Hristos, pe lângă acest factor profetic, Domnul îl are și pe cel de împărat. El este cel care dispune de viața fiecărui membru din Pergam și nu numai, a fiecărui membru din Albini și din Biserica Mondială, dar și a fiecărui om de pe pământul acesta, pentru că el are drept asupra noastră, fraților și surori. Odată are drept asupra întregii lumi Domnul Hristos, pentru că este creator, el ne-a creat. Dar al doilea drept pe care îl are Domnul asupra noastră, nu neapărat asupra lumii, că ei se sustrag dreptului acestuia, este prin faptul că a murit pentru noi. Este de două ori proprietarul nostru, slăvit să fie el. El ne-a făcut, ai lui suntem, deja este al doilea drept pe care îl are Domnul. Primul de creator, al doilea de mântuitor. Și îl avem aici pe stăpânul acesta, pe Hristos Domnul, care vorbește și spune așa: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Și ce spune Domnul? Mergem mai departe să vedem aprecierile și acuzațiile. Ce apreciezi, Doamne, aici, în Pergam? Zice, știu. Ce știi? Știu greutățile lor, greutățile celor din Pergam. Ce greutăți au ei, Doamne? Păi uite ce greutăți. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Uite ce greutăți mari, fraților și surori. Pentru câteva zile Clujul nostru a devenit scaunul de domnie al Satanei. Pentru că, nu vă supărați, Satana nu a avut
cartierul general stabilit numai în Pergam, ci și îl mută încoace și încolo. Când oamenii spun diavolul este stăpânul iadului, bieții oameni uită ce scrie Biblia. În Biblie spune că Dumnezeu este stăpânul iadului și când va ajunge diavolul în iad, el va ajunge chinuit acolo, nu va fi stăpânul iadului. Diavolul momentan nu este în iad, diavolul este pe pământ și dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și-a venit diavolul și și-a pus cartierul general și tronul lui și aici la noi în Cluj, da? Și-au mers mulți acolo și multora probabil le-a plăcut și pe alții i-a smuls diavolul din biserica, din trupul lui Hristos, pentru că puterea diavolului, uite, este mare. Și Biblia îi recunoaște puterea care el a furat-o, a fraudat-o de la Dumnezeu. Aprecierile, știu, zice Domnul, ce știi, Doamne? Știu greutățile voastre, că voi locuiți acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Acum, fraților și surori, revin la ideea anterioară cu Pergamul. Pergamul nu numai că stătea bine financiar și cultural, ci și din punct de vedere religios sau politeist, stătea foarte bine. Erau acolo mulți zei, în special spunea și fratele Dani, templul Atenei, zeița înțelepciunii, fica lui Zeus. Era templul lui Zeus pe care l-au ridicat și un altar era acolo și o statuie uriașă de 12, alții spun de 15 metri. Vă dați seama, 5-6 etaje să aibă un bloc și atâta era statuia aia uriașă a lui Zeus. Și oamenii mergeau și se închinau în fața acestei statui, în fața acestui domnitor absolut al zeilor pe care îl numeau romanii Jupiter și grecii îl numeau Zeus. Și mergeau și se închinau în fața lui. Și cine nu mergea să se închine în fața lui era pedepsit cu moartea, ăștia erau creștini. Plus că pe altarul acela erau niște gravuri, niște sculpturi pe care le-au făcut niște artiști, luptele zeilor cu giganții, cu titanii. Și mergeau oamenii și spuneau, o, giganții ăștia, titanii, sunt toate popoarele subjugate de Roma. Alții mergeau, dădeau alte interpretare și spuneau, aceștia sunt creștinii. Și noi suntem ca și zei atotputernici și noi trebuie să-i pedepsim pe creștini. Plus că mai era în localitate un templu sau mai mult închinate lui Bahus sau Dionisos, zeul vinului și al petrecerilor. Și vedeți, fraților și surori, imaginea diavolului cu corne și cu copite. Nu-i din Biblie, că nu scrie așa ceva în Scriptură. Dar este din istoria asta a mitologiei greco-romane. Bahus sau Dionisos era un zeu cu jumate trup om și cu jumate trup țap, cu copite, cu codă, avea și niște cornițe, era cu tot felul de ghirlande, de flori și de roade și mergea însoțit de satiri, niște ființe mitologice care semănau tot cu el și dănțuiau acolo și consumau băutură și era zeul vinului și al băuturii. Fraților și surori, diavolul de atunci s-a travestit și, dacă vreți, astăzi nu se mai închină oamenii la Bahus sau la Dionisos să-i spună, am venit să mă închin în fața ta. Dar când se duc într-o crâjmă sau își cumpără un pocăit, un pic de bere fără alcool, să zic, bă, nu scrie în Biblie de așa ceva. Imediat intră în închinare în fața acestor zei ticăloși pe care tradiția creștină i-a adus prin Evul Mediu până la noi și au zis că diavolul are corne și copite. Da, de unde? Da, de unde? Asta nu-i diavolul. În Biblie scrie că e un înger de lumină. E frumos diavolul, frumos. În așa fel încât încearcă să ia ghețe pe unii și să-i tragă de pe calea mântuirii cu chip frumos. Da, da. Era un frate în Mureș, chiar în localitate în Mureș, un om al lui Dumnezeu, care spunea că la un moment, da, tot auzea și el, s-a pocăit, a venit din lume, auzea pe frați. Bă, zice, iară m-a ispitit diavolul, iar satana, vai de mine, satana, satana. La un moment dat se roagă el și spune, Doamne, trimite-l pe satana înaintea mea că vreau să-i rup cornele. Și el s-a gândit că diavolul are cornițe și copite și codă. Și imediat, zice, m-am dus, am plecat într-o misiune undeva departe, trec printr-o pădure și iese o fată frumoasă înaintea mea. De unde să știu eu că ăla e chiar diavolul? Chiar diavolul în persoană.
Și vine fata în fața mea și mă întreabă cum mă cheamă și mă întreabă de unde sunt. Zice, am și uitat că am plecat în misiune. Și la un moment dat, zice, din vorbă în vorbă, pune mâna fata pe mine și eu îi las în mâna ei haina și fug ca și Iosif. Și încep să plâng și să zic, Doamne, nu mai trimite pe diavolul în fața mea, că am văzut că n-are corne acum. Și fata, zice, stătea în cărare și zice, prostul de tine, măi. Și fratele, până la capătul vieții, le-a zis, măi, fraților, fiți înțelepți și nu mai cereți lui Dumnezeu ce nu puteți să duceți. Lăsați-l în pace pe diavolul și voi lipiți-vă tare de Hristos. Și Domnul să ne ajute să facem la fel. Fraților și surori, aici, în Pergam, era scaunul de domnie al Satanei. Pe lângă că ei se închinau la acest idol urâcios al vinului și al alcoolului. Și așa în paranteză fie spus, spuneau indienii din America, indienii în ghilimele, că Columb a crezut că India acolo și nu era nicio Indie, că era America. Au trebuit să treacă câțiva zeci de ani să-și dea seama cineva, stai mă că aici e America, nu India. Și indienii de acolo, când au mers, cei din America, băștinașii, când au mers europenii la ei, știți cu ce le-au luat pământurile și terenurile? Cu băutură, cu băutură. O numeau indienii apă de foc. Zice, mă, străbă apă de foc. Îmi trăbă, poftim, îmi dai terenul, ți-l dau. Și îl vindeau pe băutură. Și așa au pierdut indienii America pentru că și-au vândut-o pe băutură. Ori și astăzi sunt oameni care își vând viața pe băutură și Dumnezeului nostru nu-i place. Haideți să mergem mai departe. Pe lângă acest Bahus sau Dionisos, era acolo în Pergam un zeu aclamat, adulat, adorat, și anume Asclepios sau Esculap. Acest zeu îl vedem reprezentat și noi, să fim foarte atenți, de multe ori la farmacii sau la spitale. Este zeul acela în formă de șarpe, încolăcit așa pe o prăjină. Exact simbolul acela îl are astăzi medicina noastră, pentru că l-a preluat din antichitate. Era zeul la care ei toți se închinau. Ce se întâmpla? Pergamul era vestit ca centru de vindecare. Erau acolo spitale uriașe, acolo a trăit și vestitul medic antic Hipocrate. Și când oamenii mergeau acolo să se vindece de diferite maladii sau boli, imediat oamenii de la spitale le spuneau personalul de acolo, măi, voi trebuie mai întâi să mergeți să vă rugați zeului Asclepios, că ăsta vă vindecă, nu noi aici. Mergeți și vă rugați zeului Asclepios. Și mergeau la templul lui Esculap sau Asclepios. Când ajungeau în templul acela, intrau în niște galerii și mergeau așa prin întuneric și deasupra se auzeau voci de preotese. Și preotesele astea șopteau, ești vindecat, ești vindecat, ești vindecat. M-am gândit, fraților și surori, vedeți, Satana schimbă părul, dar năravul ba, ca și lupul. N-ați auzit voi astăzi de oameni așa pretinși ai lui Dumnezeu, care spun, dă slavă lui Dumnezeu că te-a vindecat. Ești vindecat, proclamă vindecarea și induc oamenilor un fel de autosugestie ca omul să zică, măi, sunt vindecat și gata. Și omul crede până în pânzele albe că el este vindecat, dar el nu este vindecat. Sau dacă îi se induce o stare de bine, poate îi se vindecă oarecum psihicul și merge pe o cale spre vindecare și zice, uite cu tare m-a vindecat, e mare vindecător. Cam așa ceva se întâmpla acolo, în galerii se auzea, ești vindecat, ești biruitor, ești puternic. Mergeau mai departe și erau găzduiți în niște camere speciale. Și noaptea pe trupurile lor urcau șerpi, șerpi neveninoși. Și imediat, vai de mine, a venit zeu în persoană și m-a atins, ziceau ei, noaptea. Și m-a vindecat. Mergeau la spitale, mai erau acolo tratați, plecau acasă. Erau unii care nu mai plecau deloc acasă și ieșeau pe ușă din spate la crematoriu. Și erau arși, nu știa nimeni de ei. Ori vă dați seama ce înșelătorie uriașă era acolo în Pergam. Oameni care mergeau să fie vindecați, ori bisericuța asta mică din Pergam spunea total altceva.
Spunea că cel care vindecă este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Este cel care în vechime a vindecat apele la Mara. Este cel care i-a folosit pe oamenii lui de-a lungul timpului și care s-a proslăvit prin Hristos, care umbla din loc în loc, făcea minuni și vindeca, se atingea de cei care erau posedați de diavolul. Ori vă dați seama că suna foarte straniu în urechile oamenilor o astfel de învățătură pe care o propagau creștinii. De aceea, pentru că Pergamul, pe lângă toate acestea, a devenit reședință de iarnă a imperatorului de la Roma, vă dați seama că și acolo s-a instituit un templu și erau preoți speciali, în special proconsulul, guvernatorul Pergamului, era Pontifex Maximus, așa îi spunea, adică constructor de poduri, suprem constructor de poduri între zeitate și om, ceea ce se autointitulează astăzi Papa de la Roma, suveran pontif, exact la fel, ca și atunci. Și vă dați seama că oamenii mergeau și trebuiau să ajungă în fața proconsulului, în fața guvernatorului, și el le spunea: ai certificat de sacrificiu? N-am. Ia o bucățică de tămâie și pune-o, uite, aici pe altar și jertfește în cinstea marelui zeu cu numele de Cezar August sau cu numele de Domitian. Hai și jertfește. Omul nu vroia, gata, ești creștin, la fiare cu tine sau te ardem. Și era foarte, foarte greu să îți păstrezi credința aici în Pergam. De aceea Domnul spune: măi, eu știu greutățile care voi le aveți acolo. Voi locuiți acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Al doilea lucru pe care îl apreciază Domnul: credincioșia lor. Versetul 13: tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Deci ei erau credincioși. Tu ții numele meu, tu n-ai lepădat credința mea. Dacă cineva ar fi vrut atunci, în perioada respectivă, să caute definiția adevărată a credinței, o găsea la Pergam. Mergea la: băi, vrei să știi tu un frate așa puternic care are credință și când se roagă ăsta se clatină cerul și Dumnezeu îți rezolvă problema? Da, du-te în Pergam. Cam aceasta era ideea generală în cele 7 biserici din Asia. Cine mergea la Pergam găsea acolo niște oameni puternici în credință, niște oameni care nu se rușinau de numele lui Hristos, tu ții numele meu, dar niște oameni care aveau credință, n-ai lepădat credința mea. Erau credincioși veritabili, credincioși adevărați. Al treilea lucru care derivă din al doilea este următorul, tot apreciere din partea Domnului: mărturia lor. Ei și-au ținut credincioșia față de Dumnezeu atât de mult încât la un moment dat au trebuit să aibă martiri în biserică. Se spune că în primele secole ale creștinismului au fost undeva între 2 milioane și 7 milioane de martiri. O parte din ei au fost aici, în Pergam. Aici în Pergam. Vă dați seama ce spune Scriptura despre acest Antipa, versetul 13, ultima parte: martorul meu credincios care a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Tertulian scrie despre acest om, despre acest martor, martir al lui Dumnezeu. Și spune că a fost dus în fața guvernatorului și s-a spus și lui să aducă tămâie pe altarul lui Cezar. Și el a zis: îmi pare rău, eu nu fac așa ceva. Deci adu, măi, o boabă de tămâi acolo și scapi. Nu, era episcopul Pergamului, era omul lui Dumnezeu ce locuia acolo în Pergam. Nu vrea să ardă tămâie, proconsulul rostește o condamnare. Și vă dați seama că Cezarul de la Roma, din cauza că a auzit că zeci de mii de creștini erau uciși, a spus: măi, populația scade, nu mai avem mână de lucru. Pedepsiți aspru pe cei care sunt în fruntea lor, în special pe episcopi, pe păstori, pe proroci, pe cutare. Cam așa se întâmplă și astăzi, fraților și surori. Este o carte și vă invit și vă îndemn să citiți cărți bune: Dezvăluiri apocaliptice, Viziunea apocaliptică a lui David Wilkerson.
Și el spune în cartea aceasta, pe lângă faptul că vorbea de turnurile din America, și cartea a fost scrisă în anii 70 și ceva, spune că în vremurile din urmă, diavolul va duce o campanie de denigrare în dreptul oamenilor lui Dumnezeu. Le va scoate povești urâte, va încerca să-i mânjească, să-i compromită și în special pe cei pe care Dumnezeu îi folosește, îi va mânji cu noroi. Și este un adevăr. S-a întâmplat și atunci, și împotriva episcopilor și a oamenilor lui Dumnezeu se ducea o campanie acerbă de prigonire și de martiriu. Și ajunge și acest Antipa, episcopul bisericii din Pergam, în fața guvernatorului. Și ca să le dea o lecție la toți din biserica din Pergam, guvernatorul dă un ordin și este adus acolo o statuie a unui taur, a unui vițel din bronz. Și unele surse spun că a fost introdus în el, altele spun că a fost pus pe acest taur. Și zile în șir s-a făcut foc sub această sculptură, sau nu știu cum să o numesc, această statuetă din bronz. S-a făcut foc și omul lui Dumnezeu a murit în chinuri groaznice, dar în timp ce murea, el predica numele lui Dumnezeu. Priviți ce spune Domnul, apreciez extraordinar de mult la voi acest lucru. Voi sunteți în niște împrejurări așa de vitrege, așa de grele, și acolo în împrejurările acelea voi sunteți credincioși și ați dus credincioșia la maximum prin faptul că v-ați dat viața pentru mine. Apreciez, zice Domnul. Dar totuși, versetul 14 vine cu niște acuzații. Am ceva împotriva ta, spune Domnul. Ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Acum, fraților și surori, învățătura lui Balaam este diferită de calea lui Balaam. Învățătura lui Balaam este precizată aici. Balaam, ce s-a întâmplat? Știți întâmplarea. Este chemat de Balac să blasteme pe evrei și el vine. Bineînțeles, atras de lăcomie, visa la casa plină cu aur și argint a lui Balac, pentru că spune el acolo. La un moment dat, Dumnezeu vine și îl forțează pe Balaam să nu blasteme, ci să binecuvinteze, și Balaam trebuie să fugă în țara lui. Înainte să fugă în țara lui, se duce la Balac și spune așa: tu vei avea o șansă ca să faci ceva cu acest popor pe care îl protejează Dumnezeu, și anume să-l desparți de Dumnezeul lui. Cum? A întrebat Balac. Păi uite cum. Du-te și fă niște focuri așa puternice să ardă noapte, adu acolo niște mortăciuni, niște vite moarte și fă fripturi să miroasă bine, ațâță-le bine simțurile, adu niște dansatoare care să sară ca și juncanele din Basan și să le se vadă pulpele, și atunci o să fugă repede fiii evreilor și o să se căsătorească cu fetele voastre. Imediat Balac pune în aplicare planul. Vin evreii, mănâncă mortăciuni și Dumnezeu le-a spus clar în legea lui Moise că n-au drept să facă lucrul acesta. Se dedau la curvie în așa fel încât din familii de căpetenii deja au ajuns la păcatul curviei. În așa fel încât Fineas trebuie să ia o suliță și să ucidă pe doi astfel de păcătoși și să oprească urgia lui Dumnezeu. Și mor 24.000 de oameni, pentru că Dumnezeu a fost foarte supărat pe evrei. Uite care este învățătura lui Balaam. Și versetul 15 vorbește și despre nicolaiți. Fraților și surori, nicolaiții și balaamiții cam aceeași învățătură o aveau. Doar că balaamiții proveneau dintre evrei și nicolaiții dintre neamuri. Atâta era diferența între ei. Și într-un cuvânt, învățătura balaamiților și a nicolaiților este aceasta: libertinism. Libertinism. N-ați întâlnit în biserică oameni care vin și spun: dă-i pace că o predica, dar nu-i chiar așa. Și s-a întâmplat undeva în județul Bistrița, Năsăud, într-o biserică, la un moment dat, se aude o prorocie și Domnul spune așa: cât despre tine,
care cu unealta care ai avut-o, ai aruncat multe suflete în iad. A venit vremea să te pedepsesc. Și în mijlocul bisericii a căzut un om leșinat. S-au dus oamenii, frații care erau acolo, l-au trezit cumva, l-au stropit cu apă, i-au dat câteva palme. Ce e, mă, cu tine? Ce s-a întâmplat? Păi te zice ce ui. Eu mă uitam la cei care se botează. Imediat după ce se botezau, îi ocheam și chemam lângă mine, acolo în spate, pe ultimele bănci. Hai. Și veneau și îi înșiram, erau elevii mei. Și când predica cineva de la amvon, când ieșea o prorocie, când se vorbea despre mustrare în special, eu le spuneam, dă-i pace că nu-i așa, dă-i pace că nu-i așa. Și omul cum venea din lume, mergea iarăși în lume și doar forma de evlavie și-o păstra, era înscris în registrul bisericii. Și a venit vremea în care Dumnezeu să-l lovească și din momentul acela fratele ăsta, așa zis frate, a rămas epileptic pe toată viața, că Dumnezeu nu-i suportă pe cei care lovesc în planul lui și rup mugurii de la florile cele mai frumoase care se botează. Fraților și surori, să fim foarte atenți cu această învățătură a libertinismului din ziua de astăzi. Am întâlnit familie aici în biserică care a venit și a zis, frate, zice, îi din conducerea bisericii și a mers cu el la mare. Și când i-am văzut nevasta, n-am mai putut să-i văd slujind în față. Fraților și surori, să fim foarte atenți, că asta e o învățătură a libertinismului. Adică mergem și lărgim granițele Evangheliei și ale bisericii și Dumnezeu zice, îmi pare rău pentru voi. Dacă mai continuați așa, o să-mi iau sfeșnicul din locul lui și plec în altă parte. Fraților și surori, aici învățătura care se dă de la amvonul bisericii nu este opțională. Dacă Dumnezeu vorbește, să vorbească Dumnezeu și noi să ascultăm, amin? Domnul să ne lumineze la lucrul acesta. Învățătura balaamiților și a nicolaiților era libertinismul, libertinismul. Și Domnul adaugă un avertisment, versetul 16, pocăiește-te. Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Și merge mai departe. Partea a treia, șuvița a treia, remedieri și răsplătiri. Remedierea generală, versetul 16, prima parte, pocăința. Pocăința. De ce să mă pocăiesc? De libertinism. Asta e foarte clar. Nu încape îndoială, înțelegem ce este pocăința, trebuie să ne întoarcem la Domnul și să ne întoarcem la faptele dintâi. Apoi vine Domnul cu răsplătirile în versetul 17. Între răsplătiri sunt trei lucruri speciale, ultimele două au legătură între ele. Primul lucru este mana ascunsă. Cine are urechi, în alte traduceri, cine are ureche, ureche spirituală, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Ce reprezenta această mană ascunsă? O hrană nouă. Un om nou trebuie să aibă o hrană nouă înaintea lui Dumnezeu. Evreii aveau niște mituri, pot să le spun așa. Spuneau ei că atunci când va veni Mesia pe pământ, oamenii care îl vor întâmpina și vor trăi împreună cu el, în special în 1000 de ani, vor mânca din pomul vieții, spuneau ei. Și Domnul vorbește, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții. Alții spuneau, există un monstru mitologic numit Behemoth. Behemoth, era rinocerul sau hipopotamul, unii zic într-un fel, alții în alt. Dar zice, din ăsta ne facem friptură, că e mare, ziceau evrei. Al doilea lucru. O altă idee pe care ei o aveau, spuneau că atunci când Domnul va veni, le va da din mană și vor gusta mana, pentru că spuneau tot evrei. Și vedeți, au adăugat mult la Scriptură. Când mana a căzut în pustie, au căzut perle din cer. Și când Domnul Hristos va veni pe pământ, în 1000 de ani ne vom îmbogăți, cad perle din cer, spuneau ei, evrei. Vedeți, aceste idei nu erau chiar bune, chiar adevărate. Dar Domnul, ca să le vorbească chiar pe limba lor, a evreilor sau a celor dintre neamuri care erau în biserica din Pergam, le spune, dacă voi veți birui, vă voi da din mana ascunsă, adică vă dau o hrană nouă. Pe lângă aceasta, spune versetul 17, îi voi da o piatră albă, adică asta înseamnă viață nouă, albul înseamnă ceva înnoit,
O viață neagră de dinainte vine și se face albă, este nouă. Aici era iarăși o imagine folosită de unii din antichitate, în care un om care era condamnat la moarte câteodată avea o șansă în fața vreunui rege, că regele aducea un vas, o urnă, în care erau două pietricele, una neagră, una albă. Și când omul, condamnatul, introducea mâna acolo, trebuia să scoată piatra albă ca să fie achitat. Ori aici Domnul spune, ca să fii achitat și să scapi de viața ta de dinainte, de păcatele tale, eu îți dau o piatră albă. Aici iarăși pot să îmi amintesc ce spunea fratele Simeonuc, bătrânul. S-a dus odată într-o biserică și le-a spus: măi, fraților, vreți voi să știți, că este al treilea lucru, ce nume este scris pe pietrișica aceea albă, cum spunea el. Frații: da, frate, luptați-vă să ajungeți și veți vedea. Domnul să ne ajute. Un nume nou este al treilea lucru, adică o identitate nouă, o identitate nouă. Și când vom ajunge acolo, Domnul va zice: uite, ți-am dat identitatea aceasta. Rămân la cuvintele astea, fraților și surori, dar învățătura principală de aici, ca să ajungem noi acolo, este pocăința. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Amin.